În ultima perioadă, tot mai mulți cetățeni solicită sprijinul autorităților competente pentru eliminarea pericolului provocat de reptile. În decursul zilei de astăzi, un șarpe de un metru a fost eliberat de jandarmi din casa unei femei din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Apelul prin 112 a fost făcut de proprietarea unei locuințe speriat de reptila care ar fi putut pune în pericol familia acesteia. Echipajul de intervenție s-a deplasat la adresa indicată, unde a constatat că șarpele ce provoca neplăceri proprietarilor se afla în căminul de apă. Acesta a fost capturat ulterior, fiind eliberat în natură. Tot mai mulți cetățeni solicită sprijinul pentru înlăturarea pericolului provocat de reptile în ultima perioadă de timp. O intervenție de acest gen s-a desfășurat și astăzi, când jandarmii au fost solicitați să intervină în urma unui apel la 112, prin care o doamnă sesiza prezența unui șarpe în gospodărie. Ajuns la adresa indicată, jandarmii au constatat că reptila care provoca nemulțumirii proprietarilor se ascunsese în căminul de apă. În scurt timp, șarpele a fost scos și eliberat în natură. Este al doilea caz în această săptămână în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, unde jandarmii au intervenit pentru capturarea unui șarpe. Oamenii legii eliberează reptilele în mediul natural.